vorbit, am înțeles pe 29 mai, nu? O deschide și o puneți în funcțiune. Da, am vorbit cum arată și cea veche, pentru că am fost pacient și eu acolo. Ce se poate face astfel încât și spitalele din provincie? Sunt ferm convins că domnul ministru Rafila va veni pe 29 mai. Până atunci am stabilit cu Claudiu să întrimeată ce modificări legislative consideră ei că sunt cele mai bune pentru a nu se mai ajunge în astfel de situație și când va veni domnul ministru, o să ia împreună decizii. Așa funcționează, dacă vrem. Nu, trebuie să... Dar din punctul nostru de vedere, ce ar trebui din făcut? Din punctul meu de vedere, trebuie împreună cu autoritățile locale să găsească cele mai bune soluții. Am înțeles că și domnul primar și domnul președinte al Consiliului Județean s-au străduit, suntem descoperiți un pic la zona oncologică. Vedem dacă va fi nevoie și de o anumită investiție în această zonă, poate facem și zonal. O să stau de vorbă și cu domnul Rafil. Cea la UPU, deja sunt 5 medici, știți foarte bine că aveam unul singur. Dar deci acolo lucrurile, nu este acoperită grila. Lucrurile încep să funcționeze. La medici este deschis, nu este blocat niciun post. Trebuie, odată cu dezvoltările din municipiu și din județ, o să devină județul mult mai atractiv și atunci oamenii vor dori să se așeze sau să se întoarcă acasă.